astăzi cresc șansele de reușită în toate domeniile de activitate. Berbec, în prima parte a zilei este posibil să luați o hotărâre în urma căreia sunteți nevoiți să vă schimbați programul. Un prieten v-ar putea solicita sprijinul într-o problemă de sănătate. Taur, s-ar putea să fiți anunțat că în curând va trebui să faceți o călătorie în interes de serviciu. Deplasarea vă cam încurcă planurile, dar în schimb sunt șanse să aducă schimbări benefice în plan sentimental. Gemeni, este o zi bună pentru a aborda chestiuni delicate în plan profesional și în afaceri. În a doua parte a zilei aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară mai veche. Rac, se pare că sunteți în formă și sunteți plin de energie, iar capacitatea de comunicare este excelentă. Prin urmare, este o zi bună pentru relațiile de toate felurile, profesionale sau personale. Leu, se pare că sunteți în formă și aveți ocazia să puneți la punct un proiect cu șanse mari de reușită, care v-ar putea aduce câștiguri substanțiale. În partea a doua zile, este posibil să vi se propună o colaborare. Fecioară, este o zi favorabilă relațiilor profesionale. De asemenea, activitățile demarate azi au șanse mari de reușită. Puteți avea succes în afaceri și aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară a familiei. Balanță, pot avea loc schimbări benefice în viața voastră. Poate că metodele aplicate nu sunt întotdeauna pe placul celor din jur, dar vă ajută să vă îndepliniți obiectivele. Perseverați! Scorpion, se pare că sunteți într-o formă intelectuală foarte bună și colaborați excelent cu colegii de muncă sau cu partenerii de afaceri. Astăzi aveți șanse mari de succes în toate activitățile legate de familie și cămin. Săgetător, sunt șanse mari să aveți o reușită deosebită în plan financiar și vă bucurați de succes. Profitați la maximum de acest moment favorabil, dar fără să forțați nota. Capricorn, după o perioadă destul de dificilă, astăzi s-ar putea să vă surprindă plăcut o reușită deosebită. Aveți idei ingenioase pentru finalizarea unei lucrări importante la locul de muncă. Ar fi bine însă să nu refuzați cooperarea cu colegii. Vărsător, în prima parte a zilei aveți ocazia să rezolvați o problemă de care depinde reușita unei afaceri. S-ar putea să fiți nevoiți să faceți o scurtă deplasare neplanificată, dar sunt șanse mari să reușiți tot ce v-ați propus. Pești, este o zi bună pe plan financiar. Nu este exclus să primiți o primă care compensă pentru contribuția la o lucrare importantă. Ar fi bine să petreceți seara într-un mod relaxant alături de cei dragi. Cam atât despre zodii, să aveți o zi frumoasă! Mulțumim!